Amator și multe meciuri câștigate la profesioniști. A început prima repriză între Ion Zaftone din Moldova și ingurul Imre Jolt. În stânga ecranului, ceva mai înalt, cu mănuși albastre, este ungurul Jolt, moldoveanul ceva mai scund, cu mănuși roșii. Reamintesc, sunt permise atât tehnicile de braț, moldoveanul s-a dus repede la sol, este deasupra. Nu prea reușește să lovească decât cu brațul drept. Poate părea paradoxal, dar cel care se află în avantaj în acest moment este cel care se află cu spatele la sol, Hermen Imre Jolt, pentru că își poate folosi atât brațele cât și picioarele. Cel care se află deasupra nu se prea poate apăra cu picioarele, doar să-și țină echilibru. Arbitrul este suveran în cușcă. El decide dacă nu este o situație din care să se mai poată întâmpla ceva. Lovituri puternice totuși cred date de Zaftone și arbitrul Ghergheri preferă să-i ridice în picioare pe cei doi. Nu prea unde să fugă. Cușca nu este chiar foarte mare. Protecții, după cum puteți vedea, nu sunt foarte multe. Acele mănuși cu degete care să favorizeze priza. Shortul și o cochilie, proteza evident. Din nou moldoveanul foarte puternic reușește să-l ducă pe ungur la sol și continuă cu acele lovituri pe coastă. Cred că vom avea în acest sfert de finală un meci de uzură. Moldoveanul se află deasupra, însă o priză foarte bună reușește să-i anuleze prizele Imre Jolt. După cum vedeți, nu este foarte atins de loviturile lui Zaftone. Au ajuns într-o latură a cuștii, însă se apără foarte bine ungurul. După cum puteți vedea, ține la distanță din picioare. Foarte puternic moldoveanul. Preferă lupta la sol, însă acolo se bazează mai mult pe tehnici de braț. Nu încearcă acțiuni articulare pe cot sau pe picior, nici de cum ștriangulări. Da, moldoveanul lovește de sus, însă se apără bine ungurul Jolt. Încep să apară și primele picături de sânge. Am văzut pe podeaua cuștii, nu-i mai spun ring. Lovește puternic moldoveanul, reușește să țină acea priză pe ceafă. Cu un luptător atât de puternic, ungurul Imre Jolt nu prea are de făcut altceva decât să se apere. Arbitrul însă este foarte atent. Pare permisiv regulamentul, însă este totuși o competiție sportivă. Luptă de uzură în mijlocul ringului. Însă foarte bine ține acea cheie la picior. Observați o apărare foarte bună a lui Imre Jolt. Totul reușește din picioare să-l țină aproape sau să-l îndepărteze pe Ion Zaftone. Contează foarte mult să cunoști tehnica și să ai o tactică în lupta la sol. Nu e totul să fii tare în pumn, însă arbitrul își dă seama că nu se mai pot întâmpla foarte multe. Se consumă energie extraordinar de mare la sol. Să vedem acum dacă ungurul Imre Jolt la lupta din picioare are ceva mai mult succes. A încercat o tehnică de picior, luptă cu genunchiul. Din nou moldoveanul încearcă o centurare.
Vedeți, nu mai poate fi avantajat de corzile ringului și se ajunge din nou în acea poziție la sol. Zaftone deasupra, Imre Jolt în apărare. Are o priză bună pe sub, pe sub axilă, însă s-a terminat. Avem de-a face în acest sfert de finală cu un luptător foarte puternic, Ion Zaftone, care se bazează pe lupta la sol, în special pe tehnicile de braț, și ungurul Imre Jolt. Iată cât de puternic este moldoveanul, din forță, cu această centurare l-a dus pe Jolt la sol, însă... Ungurul Imre Jolt, mai scund cu mănuși roșii Ion Zaftone, a început repriza a doua. Sala polivalentă din Tulcea este arhiplină. Este cu siguranță evenimentul săptămânii în acest oraș. Se pare că ungurul reușește să țină mai mult lupta în picioare. Din nou centurarea moldoveanului, însă nu prea mai are soluție de izbândă. De data aceasta n-a reușit să îl ducă la sol pe adversarul său și să rămână deasupra. Să vedem cum se desfășoară lupta acum, când Imre Jolt se află deasupra. Reușește chiar să-l încalece. Să vedem dacă știe la fel de bine să atace precum s-a apărat Imre Jolt. Iată, cam înalt. Cușca este foarte, foarte elastică. Nu reușește să se întoarcă Zaftone. Aici de obicei este bine să ții adversarul cât mai lipit piept de piept. Și reușește în cele din urmă o răsturnare Zaftone. Lovește pe, pe coaste, însă pare destul de epuizat. Ungurul ține foarte bine, ține adversarul aproape cu această priză pe ceafă. De acolo se pot întâmpla multe lucruri. Văd că ridică picioarele pentru o ștrangulare, o ștrangulare în triunghi cu piciorul. Important este să prindă și un braț, așa spune regulamentul. Foarte mare mobilitate a coloanei vertebrale pentru Imre Jolt. Nu reușește cea mai bună cheie cu picioarele pentru ștrangulare. Loviturile de pumn ale moldoveanului însă sunt din ce în ce mai slabe. Cred că mai mult stă să se odihnească moldoveanul Zaftone, că de lovit nu prea a reușit. Ungurul însă caută în continuare. Nu trebuie să te grăbești prea mult totuși într-o asemenea situație. Încetul cu încetul câștigi situația și poziția cea mai bună. Iată cum se ajută și de mână pentru a încerca ștrangularea. O poziție dificilă. A scăpat totuși. Are un braț prins Zaftone acolo. Sunt permise loviturile de genunchi. O situație destul de dificilă. Ungurul Jolt are și shortul rupt și arbitrul consideră că nu se mai poate întâmpla nimic în acea situație. Îi ridică pe cei doi sportivi în picioare. Pare epuizat Zaftone, este un turneu epuizat. Sportivii știau ce îi așteaptă. Dacă ai câștigat un meci, mergi mai departe în semifinală. Dacă treci de semifinală, al treilea meci în finală. Epuizant. Din nou se încearcă o trecere, nu reușește secerarea foarte bine Zaftone. Se află deasupra și încearcă o ștrangulare Jolt. N-a prins priza cea mai bună. Din nou apărare bună a lui Imre Jolt. Yeah!
pare că moldoveanul și-a cam epuizat bagajul tehnic și chiar resursele. Acum ar putea să profite Imre Jolt la această ridicare în picioare, la acest atac. Cred că mai sunt puține minute până la finalul întâlnirii. Da, lovitură de picior înaltă a lui Imre Jolt. Încearcă din nou să vină aproape pentru o centurare și o trecere la sol. Da, lovituri de genunchi puternice date de Ungur și se dă într-o parte. Este epuizat moldoveanul. Bine, coboară centrul de greutate, Imre Jolt se ajunge din nou la sol. Însă nu cred că mai poate face mare lucru Ion Zaftone. Ungurul se apără în continuare bine. Se poate duce pe o acțiune articulară pe cot, n-a prins priza cea mai bună și meciul s-a terminat. Să vedem de partea cui va fi decizia. Se pare că este și o mică accidentare a lui Ion Zaftone. A intervenit echipa medicală. Vom vedea.